La mulți ani. Ce-ai mâncat la micul dejun? M-am băut o țuică, că sunt din Focșani, vorba aia. Yeah. Împlinim 25 de ani! La mulți ani, Pro FM! La Cafeli, cu Smiley și Feli. Yeah! Bună dimineața! Băi, Feli, trebuia să spui tu prima și după aia eu. Am greșit. Mai zici o dată. Yeah! Bună dimineața! Bună dimineața! La mulți ani! Ce trebuie să zic acum? Să sune lumea să ne ureze la mulți ani! Exact, să sune telefonii! La? La? La Cafeli cu Smiley și Feli! La Pro FM, la, stați că vă spun imediat, 252-2642. Vezi că știu și melodia. Avem și o muzică de parte. Hai! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Să vi se zburlească blana! Să te tantinana! La mulți ani, frate! La mulți ani! Să rămână tantinana! Ăsta a fost un mesaj prestabilit? Nu! E pur și simplu la telefon! Mamă, așa frumos! Ce băi, românii sunt talentați! Bună dimineața! Alo! Neața! Iuliana. La mulți ani, ce-ai mâncat la micul dejun? M-am băut o țuică, că sunt din Focșani, vorba aia. Yes. Deci prune, am înțeles. Foarte sănătos, Iuliana. Mulțumim de telefon, Iuliana. Hai, te mulțumim. Suntem rău vegani în dimineața asta. Cu cine vorbesc? În Doina. Doamna Doina, ați sunat la fabrica de împachetat fum. Nu, stai puțin. E o piesă foarte mișto cu Pitbull, cu Party. Așa. Da. Hotel, motel, Holiday Inn, așa. Holiday Inn, ok, mulțumim frumos, Doina. M-am oprit telefonul ăsta. Alo, cu cine vorbesc? Păi nu, dumneavoastră a sunat? Alo? Nu, dar nu știu cu cine vorbesc. Da, bună dimineața. Bună dimineața. Neața. Voiam să vă spun, în primul rând, la mulți ani. Mulțumim. Voiam să vă spun că Pro FM se aude și în Austria. Ia vol! Cum zice Cățofană? Ia vol! Eine große! Genau! Yeah! Te pich! Ia, genau! Eine wunderschöne... Ias! Ia! Mulțumim frumos! Fruștu! Îți mulțumim! Ce-ai zis, Smiley? Smiley, voiam să-l întreb, de unde vii la ora asta? N-am mai primit întrebarea asta. De la măcelărie. Te pupăm, mulțumim frumos! Mulțumim! Te pupăm, papa! Să aveți o zi frumoasă! Ciusi! Offenbach, Lack of Afro, Party, se numește piesa asta. Așa! Ja. Hai să-i zăpăcim cu telefoanele pe Smiley, da? Și pe Feli. Feli? Așa? Ne spui când termin cafelili? Și titarea asta cu cafelii. Mai am. Hai să citim repede mesaje de pe WhatsApp, că m-am uitat eu și-s de bine. Cât sunt de bine, hai să le citim. Zi așa, deci, probably the best radio show in the world. Mi se pare absolut normal, mai ales că e primul, deci n-avem cu ce să-l comparăm. Întrebare pentru Feli. A cui ești din Sebe? Nu pot să... Dar cui ești din Sebeș? Dăm aici că citesc. Poate mai ajung pe acolo și trebuie să știu de cine întreb. Dacă întreb de Susana Donose, din cartier din Cogălniceanu, să vezi știm. Că aia e mama. Da. Și mama mea stă pe la Piața Mică. Imediat ajungi la Piața Mică, faci prima la stânga, primul bloc din capăt, ăla e a meu. Tocmai am primit o întrebare via WhatsApp. Zice așa, am și o întrebare pentru Smiley. Ce ai mâncat, băiatul meu, de ai norocul să stai toată ziua în preajma lui Feli? Bun, să vă și răspund la întrebare. N-am mâncat nimic. Nimic. Ești tu norocos, hă? Da, sunt norocos. Cei drept, n-o văd în fiecare zi, am niște porții foarte clar stabilite. Maxim de două ori pe săptămână, câte 20 de minute. Atât.
Pe fugă, pentru că nu avem timp să ne vedem. Sper că ești mulțumit, Dragoș, da, de răspunsul ăsta. Și, Smiley, dacă n-ai mâncat nimic, să știi că avem, uite, aici prăjiturele, avem tot ce trebuie. Nu, că mă pregătesc de ștrând, A, da? Trupul fizicul de vară, da? Da, da, trupul fizicul de vară pe care îl pregătesc de 20 de ani. Împlinim 25 de ani! La mulți ani, Pro FM! Dimineața Blană cu Ramona și Coțofană. Efectele secundare pot include stare de bine, zâmbete, râsete, Insta stories, like pe Facebook, like and share, dă mai tare și mamă ce frumos e! Bine, pa!